Reprezentanții Organizației Județene Brașov a Partidului Mișcarea Populară s-au întâlnit ieri cu aleșii locali ai PMP din județul Brașov, un primar, trei viceprimari și 40 de consilieri locali, pentru a identifica problemele cu care aceștia se confruntă și soluțiile la aceste probleme. Este pentru prima oară când o delegație formată din președintele Organizației Județene Radu Valentin Paul și vicepreședinția acesteia se întâlnește cu aleșii locali după scrutinul de anul trecut. Întâlnirea a avut loc la Casa de Cultură din municipiul Făgăraș, iar în cadrul acesteia au participat din partea Organizației Naționale a Partidului Mișcarea Populară, președintele Cristian Diaconescu, acesta fiind prezent online, secretarul general adjunct Adrian Pițigoi, vicepreședintele responsabil de Transilvania Clement Negruț și vicepreședintele Gheorghe Ialomițianu. Partenerul nostru, cetățeanul brașoveanul, cetățenii din județul Brașov, sunt partenerii noștri. Partidul Mișcarea Populară este al treilea partid, ca număr de aleși local, la nivel național. Reprezentăm o forță și un partener loial pentru o România respectată pentru brașoveni. Dragii mei, de acum lucrurile sunt clare. Am pus faza, temelia unei organizații serioase la Brașov. Am mare încredere, domnul președinte, are un ajutor puternic din prezența domnului ministru Ialomițianu aici și cred că lucrurile nu pot decât să îndrepte într-o direcție bună. M-am alăturat proiectului domnului președinte Cristian Diaconescu, România respectată. Și am venit să construiesc împreună cu colegii în acest partid, în care am mare încredere. Este un partid pe dreapta. Are un președinte foarte puternic, apreciat de foarte multă lume. Să știți că în momentul când spun că sunt în echipa domnului președinte Cristian Diaconescu, mulți spun, ai făcut un lucru foarte bun, dar să construiți, să fiți mai curajoși. Venim la Făgăraș pentru a le arăta sprijinul nostru real colegilor de aici. În Țara Făgărașului sunt până la urmă 20 de UAT-uri din 58 cât are județul nostru. Este și Făgăraș, care este al doilea cel mai mare oraș după municipiul Brașov. Și cred că datoria noastră, ca și conducere a filialei județene, este să le arătăm oamenilor noștri, organizațiilor locale PMP, că suntem alături de ei și să le arătăm asta prin fapte, nu doar la nivel declarativ. Liderul grupului PMP din Consiliul Local UCEA, Ioan Stanciu, spune că este pentru prima oară când am fost lăsați să vorbim. Este pentru prima oară când am fost ascultați. Nu e normal să fim căutați doar din 4 în 4 ani pentru a ni se cere voturile. Mi-a plăcut că am avut ocazia să punem cărțile pe masă și am încredere că va fi bine de acum și la PMP. Viceprimarul comunei Holbav, Bujor Adrian Nica, a spus după întâlnirea de ieri că este pentru prima oară când am simțit că se construiește în PMP. Am văzut că oamenii de la Brașov și cei de la București vor să facă ceva pentru partidul acesta. Și Aurelia Băta, consilier local la Părău, comună condusă de un primar PMP, s-a declarat mulțumită de acțiunea de ieri. Președintele ne-a făcut o impresie foarte bună. Se vede că vrea să facă treabă în partid, iar noi îl vom sprijini. E un om corect, iar corectitudinea duce la succese. Președintele interimar al PMP Brașov, Radu Valentin Paul, a anunțat la finalul întâlnirii că se bizuie pe aleșii locali din județ pentru a duce la următorul nivel organizația județeană a Partidului Mișcarea Populară. Sunt plăcut surprins de susținerea pe care am simțit-o, de dorința de schimbare și de implicare a acestor oameni care au obținut voturi în comunitățile lor prin propriile puteri, fără vreun ajutor de la partid. PMP Brașov este în plin proces de reorganizare după numirea în luna august a lui Radu Valentin Paul în funcția de președinte interimar al organizației județene.